Bună ziua! Numele meu este José Miguel Vinyals și vă urez bine ați venit la un nou episod din Business în România. Invitatul nostru de astăzi este domnule capitan Cosacu Catalin, șef de inspecție prevenire al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș. Bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Domnule capitan, puteți să ne faceți o mică prezentare al instituției pe care o reprezentați și a organizării teritorială sa? Da, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș gestionează, monitorizează situațiile de urgență de la nivelul județului Timiș și de asemenea asigură partea de prevenire a situațiilor de urgență de la nivelul județului Timiș. Și pentru ce fel de activități și de spații este nevoie de obținere autorizației din partea instituției dumneavoastră? Deci, autorizația de securitate la incendiu se solicită și se obține pentru anumite categorii de construcții, amenajări, spații, așa cum ați întrebat, prevăzute într-o hotărâre a Guvernului României, care este numărul 571. Aici nu o să intru prea mult în detalii, o să dau doar câteva exemple de astfel de categorii de clădiri, spații, amenajări, pentru care este necesară solicitarea și obținerea avizului și ulterior a autorizației. Mă refer, dacă avem un spațiu de comerț, dacă are peste 600 de metri pătrați, îi trebuie de la noi autorizație, un spațiu de alimentație publică, peste 200, producție, depozitare sau administrativ peste 600 de metri pătrați. Toate celelalte categorii sunt precizate în hotărârea Guvernului anterior menționată de către mine. O firmă care i-ar dori să-și înceapă activitatea în România, cum ar obține această autorizație? Aceste autorizații de securitate la incendiu se obțin pe baza unor documentații care se depun la sediul inspectoratului. Fiecare spațiu, clădire sau amenajare trebuie să aibă întocmită o documentație tehnică, care sunt prevăzute în legislația în domeniu din România. Această documentație se poate întocmi de către orice arhitect cu drept de semnătură, se depune la noi conform normelor metodologice, se solicită autorizația. După ce s-a depus, se verifică în teren stadiul îndeplinirii măsurilor din documentație și automat, dacă este îndeplinită cerința de securitate la incendiu, se va elibera această autorizație de securitate la incendiu. Cât poate dura procedura de obținere a autorizației? Termenul legal de la solicitare până la obținerea autorizației de securitate la incendiu este de 30 de zile. Reprezentați un organism de control al statului. În ce consistă aceste controle și care sunt amenzile pentru firmele care nu își respectă legea? Pur și simplu, conform planificării, se verifică anumite spații, obiective, firme și așa mai departe de la nivelul județului Timiș, astfel încât pe timpul controlului să se reducă cât mai mult riscul de incendiu și să se verifice dacă administratorul sau reprezentanții legali respectă legislația în domeniul securității la incendiu. Cea mai mare amendă la noi este funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu, care este în cuantum de 50.000 de lei. Și ulterior, pentru anumite categorii de obiective, aici pot să mă refer la comerț, alimentație publică, turism, putem să închidem inclusiv activitatea pentru neîndeplinirea cerinței esențiale de securitate la incendiu și încălcarea acesteia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule capitan Cosacu Catalin, șef inspecție prevenire, reprezentant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, pentru prezența dumneavoastră lângă noi. Și noi vă mulțumim pentru invitație și vă dorim succes în continuare pentru activitățile pe care le desfășurați sau pe care vreți să le desfășurați la nivelul județului Timiș. Și eu vă mulțumesc vouă pentru că ne urmăriți și vă așteptam la un nou episod al Business în România.